Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! În tutorialul de astăzi o să lucrăm această bluză croșetată despre care am tot postat și în sfârșit am finalizat tot cu instrucțiuni, cu tutorial și chiar sper să vă placă. Așa că haideți să începem! Am lucrat deja acest plover în două exemplare, acum lucrăm al doilea exemplar. Pentru ambele am folosit fir categoria 3, pentru care se recomandă o croșetă de 4 mm, dar o să lucrăm atât elasticul cât și restul ploverului cu o croșetă mai mare. Acum o să începem cu elasticul, pentru că lucrăm de sus în jos, deci lucrăm gulerul practic și o să croșetăm 15 ochiuri de lanț. Iar apoi o să începem cu cel de-al doilea ochi și o să lucrăm piciorușe scurte până la capătul rândului. Elasticul de la baza gâtului îl vom lucra în piciorușe scurte, doar în bucla din spate. Probabil că dacă ați mai fost pe aici, știți că prefer să lucrez ultimele două ochiuri, deci ochiurile de la margină, practic, prin ambele bucle. Iar apoi vom lucra doar în bucla din spate, deci am lucrat primul ochi prin ambele bucle, iar acum doar prin bucla din spate până o să ajungem la capătul rândului, iar ultimul ochi îl voi lucra tot cu tot prin ambele bucle. Și practic o să repetăm aceste rânduri până, atenție, o să avem numărul de rânduri care ne este necesar și care va fi echivalent cu numărul de ochiuri pe care îl avem nevoie pentru a începe ploverul nostru. În cazul de față o să lucrăm 64 de rânduri. După ce am finalizat cele 64 de rânduri, acest elastic se va întinde, deci nu vă faceți griji dacă vă pare prea mic, însă puteți să îl lucrați mai mare, dar de recomandat, pentru că o să înmulțim în prima parte a raglanului cu 4 ochiuri pentru partea din față, 4 în spate, deci dacă doriți să ajustați, trebuie eventual să păstrați, să-l lucrați cu 8 ochiuri mai mare, ca apoi să puteți să continuați să lucrați practic un rând mai jos, da, din raglanul nostru. Acum o să unim capetele acestui elastic cu piciorușe alunecate, trecând cu croșeta prin ambele părți. Iar apoi o să îndoim pe jumătate, deci vom face acest elastic de la baza gâtului dublu, ceea ce nu este obligatoriu, dar dacă ați lucrat atât de lată, probabil că o să trebuiască să o dublați, dacă nu, puteți să începeți cu un număr mai mic de ochiuri. Bun, și acum, după ce am finalizat și am unit cele două capete, spuneam că o să o îndoim pe jumătate,
Și trebuie să ne asigurăm că aceste rânduri sunt perfect aliniate. Dacă nu, elasticul va fi puțin răsucit, însă nu este așa o mare problemă. Depinde de cât de perfecționiști sunteți. Dar cu mare grijă ne uităm să corespundă rândurile, capetele de rânduri, astfel încât să ne asigurăm că nu o vom răsuci. Și o să lucrăm câte un picioruș scurt în fiecare rând, practic transversal, lucrăm perpendicular, cum doriți, și bineînțeles o să introducem croșeta prin ambele părți, astfel încât să lucrăm, să unim cele două părți ale elasticului. Bun, acum avem în total 64 de ochiuri și este timpul să împărțim și vom folosi marcatori pentru acest lucru. Primul ochi va fi primul ochi al părții din spate, iar apoi o să numărăm 27 de ochiuri, calculând și acest prim ochi, deci cu tot cu primul, și o să punem un marcator în cel de-al 27-lea ochi. Apoi vom avea 5 ochiuri pentru umăr, care ulterior va deveni mânecă, deci lăsăm 5 ochiuri, iar apoi punem un marcator în următorul și acesta va fi primul ochi al părții din față. Și cu tot cu acest ochi numărăm iarăși 27 de ochiuri, la fel ca și partea din spate, și ar trebui să ne rămână până la final încă 5 ochiuri, care vor fi ochiurile celui de-al doilea umăr. Mie mi s-a părut mai ușor să lucrez pentru că în prima secțiune nu vom înmulți doar partea din față și partea din spate. Ochiurile de la umăr vor rămâne la fel. Mi s-a părut mai ușor să lucrez doar cu 4 marcatori. Dacă considerați că vă este mai ușor să marcați și ochiurile mânecii, puteți să o faceți. Acum, primul ochi va fi primul ochi al părții din spate și va trebui să înmulțim în acest ochi. Trebuie să lucrăm 3 piciorușe duble în același ochi. Primul picioruș îl faceți cum doriți. Eu am ales să fac acest picioruș dublu modificat, care sunt de fapt două piciorușe scurte, unul în capul celuilalt, ca să spun așa, iar apoi să mai lucrez încă alte două piciorușe duble în același ochi. Vom continua cu piciorușe duble până o să ajungem la cel de-al doilea marcator al părții din spate, în care o să înmulțim din nou. Acum că am ajuns la cel de-al doilea ochi al părții din spate, o să înmulțim și lucrăm 3 piciorușe duble. Iar apoi o să avem ochiurile umărului, care vor fi la fel până finalizăm această secțiune. Și anume, un ochi de lanț, sărim un ochi și un picioruș dublu în următorul. Iarăși un ochi de lanț, sărim un ochi, un picioruș dublu și un ochi de lanț. Acestea sunt cele 5 ochiuri ale mânecii și, bineînțeles, sărim un ochi. Următorul ochi este primul ochi al părții din față și o să lucrăm 3 piciorușe duble. Și întotdeauna, dacă mutăm marcatorul, întotdeauna o să mutăm marcatorul în ochiurile care sunt lângă mânecă, da? Și întotdeauna o să marcăm în acel ochi. Continuăm acum cu ochiurile până la ultimul marcator al părții din față.
Și în ultimul loc o să lucrăm din nou 3 piciorușe duble. Apoi, după cele 3 piciorușe duble, avem iarăși umărul, un ochi de lanț, un picioruș dublu, un ochi de lanț, sărim un ochi, un picioruș dublu, un ochi de lanț, sărim ultimul ochi și unim cu piciorușul alunecat în primul picioruș. Eu o să fac acest picioruș alunecat din spate spre față. Dar având în vedere că o să întoarcem, pentru că vom lucra și pe față și pe dos, pentru că acest model se răsucește destul de mult și atunci o să întoarcem. Da? Deci întoarcem acum rândul și practic acum începem cu ochiurile de la umăr, dar întotdeauna și primul ochi va fi ochiul părții din spate, da? Deci avem piciorul dublu, care este primul sau ultimul acum ochi al părții din spate, apoi ochi de lanț, lucrăm ochiurile umărului, cele 5. Acum, în următorul ochi, care este ochiul părții din față, înmulțim, lucrăm 3 piciorușe duble. Și o să continuăm astfel până la final de rând. Practic, cele 5 rânduri pe care le lucrăm acum la început, umerii rămân la fel cu acest model plasă. La partea din față și partea din spate trebuie să înmulțim primul, ultimul ochi, să lucrăm câte 3 ochiuri. Deci, practic, atât este de reținut. Dacă doriți să numărați ochiurile și să vă asigurați că aveți număr corect, la total, deci pe tot rândul, creștem cu 8 ochiuri la fiecare rând. Dacă numărăm pe secțiune, cu câte 4 ochiuri la partea din față, le adăugăm și 4 ochiuri la partea din spate. Și încă o dată o să întoarcem după fiecare rând, pentru că așa evităm să ni se răsucească lucrul. Am început inițial să lucrez și practic plovărul albastru este fără, l-am lucrat doar pe față, doar că am ales să lucrăm și pe față și pe dos, pentru că știu că multă lume se va întreba de ce se răsucește. Se răsucește pentru că lucrăm doar pe față și ochiurile pleacă spre dreapta, pentru că practic când lucrăm în un ochi peste altul, nu lucrăm central, nu este ca la tricotat, sunt un pic către dreapta. Bun, o să continuăm să lucrăm aceste rânduri, 5 în total, deci nu avem foarte multe de lucrat, doar 5 rânduri în acest mod. Aici, când finalizăm ultimul ochi, cel de-al doilea rând, cel care se lucrează pe dos, nu uitați să încheiați cu 2 ochiuri în ultimul loc, care este același cu primul cu care am început, ca să finalizăm cu înmulțirea. Și acum o să repetăm cele 2 rânduri până o să avem în total 5. Da, acum iarăși o să mulțim în acest prim ochi. Și încă 2 piciorușe duble.
Bun, mai lucrăm acum încă două rânduri și o să finalizăm prima parte a raglanului. Și o să arate cam așa. Deci acum avem cam așa arată după ce am finalizat cele 5 rânduri. Iar acum o să începem, bineînțeles, întoarcem, iar acum o să începem să înmulțim mânecile de această dată. Ca să înmulțim la mânecă, pentru că este ochi pe rând pe dos, o să începem practic cu mâneca, dar am lucrat primul ochi, rămâne ochiul părții din spate și acum eu practic am primul ochi de la mânecă, este acel ochi de lanț și o să lucrez un picioruș dublu, apoi un ochi de lanț și mă duc exact în următorul picioruș dublu și lucrez picioruș dublu. Deci practic în loc de un singur ochi am aici și un picioruș dublu și un ochi de lanț. Și o să marchez primul picioruș dublu pentru că acesta va fi ochiul în care voi înmulți la rândurile următoare. Acum o să înmulțim pentru această secțiune, vom înmulți doar umerii, doar mânecile și de această dată o să lucrăm câte două piciorușe duble, nu trei. Da? Deci iarăși un ochi de lanț și un picioruș dublu în spațiul de un ochi de lanț și astfel am făcut înmulțirea. Acum vom continua și mergem mai departe și o să lucrăm ochiurile părții din față și la părțile din față, la partea din față, vom lucra acel model plasă, care va fi la fel ca pe umeri și îl vom lucra doar la partea din față, partea din spate rămâne în picioruș dublu. Și acum o să începem, lucrăm primul ochi al părții din față, picioruș dublu, iar apoi un ochi de lanț, sărim un ochi, un picioruș dublu și vom repeta pe toate ochiurile părții din față. Bun, o să finalizăm partea din față cu un picioruș dublu în ultimul ochi, iar apoi avem din nou partea umărului, unde trebuie să înmulțim. Deci lucrăm un picioruș dublu în spațiul de un ochi de lanț și acesta va fi practic primul ochi al mânecii, apoi un ochi de lanț și continuăm cu un picioruș dublu în următorul picioruș dublu. Când ajungem la ultimul spațiu de un ochi de lanț, lucrăm și aici un picioruș dublu pentru a înmulți. Iar acesta va fi ultimul ochi al mânecii în care va trebui să înmulțim pe rândul următor. Iar apoi vom continua cu picioruș dublu în toate ochiurile părții din spate. Așa cum spuneam, în această secțiune nu vom înmulți partea față și partea din spate, vom înmulți doar mânecile. Și când finalizăm rândul, o să încheiem cu piciorul alunecat, îmi cer scuze că nu se vede și vom întoarce. Iar acum începem și lucrăm cu partea din, spate. Da? Începem cu același ochi de început, depinde pe care vi l-ați ales. Și continuăm și lucrăm până la partea din spate, toate ochiurile, practic până ajungem la marcator, la primul ochi al mânecii. Mai am aici două ochiuri de lucrat și o să le finalizez și pe acestea.
Iar acum, în primul ochi al mânecii, o să lucrăm două piciorușe duble pentru a înmulți. Și o să plasăm marcatorul în primul ochi, exact lângă ultimul ochi al părții din spate. Acum continuăm cu modelul plasă, cu cele trei spații. Trebuie să reținem că avem de păstrat acele trei spații, trei spații de un ochi de lanț, după care restul vor fi piciorușe. Deci acum am făcut un ochi de lanț și o să creez ultimul spațiu, al treilea, și în ultimul picioruș dublu al mânecii o să lucrăm două piciorușe duble, și o să plasăm marcatorul în al doilea picioruș. Întotdeauna vom înmulți în ochiurile de lângă partea față și partea spate. Acum continuăm cu modelul plasă pe partea din față. Și când ajungem la cea de-a doua mânecă, continuăm să înmulțim, deci în primul ochi al mânecii două piciorușe duble, în primul picioruș al înmulțirii punem marcatorul, apoi continuăm cu cele trei spații de un ochi de lanț. Este modelul care îl vom păstra pe mânecă. Și acum în ultimul ochi al mânecii, pentru că este chiar ultimul ochi de la sfârșitul rândului, o să lucrăm două piciorușe duble. Și o să plasăm marcatorul în cel de-al doilea ochi. Apoi unim cu picioruș alunecat în primul picioruș dublu al părții din spate. Și practic cele două rânduri pe care le-am lucrat le vom repeta până vom avea 5 rânduri în total de când am început, încă 5 rânduri de când am început modelul plasă, deci 7 în model plasă la partea din față. Și dacă e să calculăm și să numărăm toate rândurile, am lucrat în prima secțiune 5 și cu 7 o să avem 12 rânduri în total. Acum, în momentul în care am întors, deci practic rândurile pe față începem cu partea din spate complet. La rândurile pe dos lucrăm doar un picioruș din partea din spate, apoi continuăm cu mânecă, față, mânecă și parte din spate. Și întotdeauna continuăm să înmulțim în primul și ultimul ochi al mânecii. Acum o să continui cu partea din față, cu modelul plasă.
După ce am finalizat partea din față, mergem iarăși la mânecă, în primul ochi înmulțim, două piciorușe duble, punem marcatorul în primul picioruș al înmulțirii, păstrăm cele trei spații de un ochi de lanț ca și model pe mânecă și în ultimul ochi al mânecii lucrăm iarăși două piciorușe duble. Și plasăm marcatorul în cel de-al doilea picioruș dublu. Continuăm acum să finalizăm partea din spate. Și așa cum vă spuneam, o să continuăm și vom mai lucra încă 4 rânduri, păstrând același model plasă la partea din față, după care o să mai avem câteva rânduri de lucrat până vom finaliza raglanul. Și continuăm să înmulțim mânecile. Bun, am finalizat cele 7 rânduri pe care le-am lucrat la partea din față cu acest model plasă. Acum mai avem de lucrat și mai avem de înmulțit la mâneci, însă următoarele 5 rânduri și ultimele din acest raglan o să le lucrăm doar cu piciorușe duble la partea din față. Deci, practic, o să lucrăm la fel ca și la partea din spate. În rest, păstrăm același mod de lucru, înmulțim mânecile și la unele mări mai mari, deci dacă doriți să ajungeți la o dimensiune, dimensiunea bustului mai lată, mai mare, atunci este posibil și asta am făcut și în tutorialul scris, acolo unde am calculat și pentru mărimi mai mari, veți avea nevoie la anumite rânduri, ultimele rânduri, să înmulțiți atât mâneci cât și bust ca să puteți să mai creșteți numărul de ochiuri pentru circumferința bustului. Acele rânduri eu le-am lăsat la final pentru mărimile mai mari, însă le puteți intercala și printre rânduri, da? Dacă nu doriți să le lucrați doar la final. Deci acum practic o să mai lucrăm încă 5 rânduri, lucrând la partea din față doar piciorușe duble și nu acel model plasă pe care l-am lucrat pe primele 7 rânduri ale acestei secțiuni. Pe mâneci o să păstrăm în continuare acel model plasă de 3 ochiuri de lanț ca și model pe partea mânecii. Haideți să ajungem la partea din față să vă și arăt. Deci aici, când ajungem la partea din față, practic lucrăm doar piciorușe duble, atât în piciorușele duble, cât și în ochiurile de lanț. În rest, nu schimbăm absolut nimic, restul rămâne la fel și mai lucrăm încă 5 rânduri. Am finalizat acum cea de-a doua parte a raglanului, deci practic raglanul nostru este gata. Iar acum o să vă arăt, este absolut opțional acest pas, însă o să vă arăt cum puteți insera anumite rânduri scurte la partea din spate, astfel încât partea din față, gulerul să coboare și să
Avem acea râs croiala gâtului un pic mai jos față de partea din spate. Deci, practic, o să lucrăm câteva rânduri scurte doar la partea din spate, astfel încât să adăugăm această parte de material care ne este necesară pentru partea din spate. Iar apoi, în momentul în care vom uni partea din față cu partea din spate, practic ar trebui să coboare. Personal, nu am văzut așa o mare diferență, dar bineînțeles, probabil că depinde de construcția fiecăruia și cum se așează ulterior. Acum, o să ne trebuiască un număr par de rânduri, ca atunci când vom face rândul de separare să fim pe aceeași parte și la partea din față și la partea din spate. Și am ales să lucrez 4 rânduri scurte. În acest tutorial am avut mai multe ochiuri rămase, însă și pe instrucțiunile scrise am ales să fac câte 2, deci să creștem cu câte 2, nu 4 aici cât vă arăt. Și practic o să împărțim partea din spate, numărul de ochiuri îl vom împărți la 3, secțiunea 1, secțiunea 2 și secțiunea 3. Secțiunea 1 o să aibă 8 ochiuri, câte 2 pentru cele 4 rânduri scurte și o să ne rămână la mijloc, la pentru secțiunea 2 o să avem 31 de ochiuri și pentru secțiunea 3 tot 8. Aici în tutorial vă arăt câte 3, dar rămân mai puține rânduri, mai puține ochiuri la partea din mijloc și oarecum dacă ne ducem un pic cu capetele rândurilor scurte mai spre sub braț, atunci este mai puțin vizibil. De aceea am ales să modific în câte 2 ochiuri de adăugat la fiecare rând scurt. Sper că face sens. Acum, pentru că lucrăm în picioruș dublu și rândurile în picioruș dublu sunt destul de înalte și atunci ca să facem trecerea acel pod peste rândurile scurte o să fie destul de complicat și atunci am ales să tai firul la fiecare rând ca să putem să facem trecerea mai puțin vizibilă. Și ne ducem în ochiurile din secțiunea 2, încă o dată repet, avem 8, 31, 8. Sau numărați 8 la început, 8 la final și câte vă rămân în mijloc, dacă lucrați o mărime mai mare sau mai mică, sau ați schimbat croșeta și aveți mai multe ochiuri. Și începem și lucrăm doar pe primul rând, începem și lucrăm doar secțiunea din mijloc. Da? Deci ochiurile rămase în mijloc. Acesta va fi primul rând scurt. De aceea am modificat în nu câte 3 ochiuri la rând scurt, pentru că, vedeți, ne ducem destul de aproape în mijlocul părții din spate și nu cred că arată foarte bine. Eu nu am vrut să mai modific pentru că deja am tot schimbat și am tot modificat, dar sper că vă este de ajutor ce vă spun acum. Deci, practic, în loc de 3 ochiuri, cât vedeți aici, să avem câte 2 și o să avem 8, prima secțiune, 8, ultima secțiune, deci numărăm de la început 8 rânduri, de la final 8 rânduri, 8 ochiuri, de la final 8 ochiuri și ce vă rămâne în mijloc, acela va fi numărul de ochiuri pe care le lucrăm la primul rând. Și după ce ne-am stabilit numărul de ochiuri din secțiunea 2, o să reatașăm firul. Eu am întors ca și cum lucrăm pe dos, exact cum ordinea care trebuia să fie în situația în care lucram un rând continuu, complet.
și vom reatașa firul și o să lucrăm doar ochiurile, piciorușe duble, doar în ochiurile din secțiunea 2, secțiunea de mijloc. Aici am încercat să lucrez același picioruș de început, însă cred că e mai ușor, mai simplu dacă lucrăm, nu știu, două ochiuri de lanț sau două ochiuri de lanț și picioruș dublu. Și lucrăm piciorușe duble doar în secțiunea din mijloc. Iar apoi o să tăiem firul, pentru că vă spuneam o să fie trecerea peste două rânduri dacă lucrăm continuu și nu am vrut să fac acest lucru, chiar dacă sunt ceva mai multe capete de ascuns, măcar arată mai bine sau cel puțin așa am crezut. Bun, am finalizat și ultimul of și o să tăiem firul și întoarcem pentru că vrem să păstrăm același aspect al ochiurilor, al rândurilor. Iar acum mă duc pe video, mă duc cu 3 ochiuri mai spre dreapta, însă vă duceți cu 2. Și începem un pic mai de la dreapta, deci cu 2 ochiuri. Și ultimul ochi, deci ultimul ochi, al doilea, cum ar veni, îl vom lucra împreună cu alte două piciorușe duble pe care le vom face pe lateralul primului ochi al rândului anterior. Deci am introdus în partea de jos a ochiului, apoi și în partea de sus și le vom finaliza pe toate 3 împreună. Asta este trecerea de care vă spuneam și pentru a face acest lucru fără a avea spații, o să lucrăm câte 3 ochiuri împreună. Unul va fi ochiul corespunzător, iar celelalte două în lateralul primului sau ultimului ochi, pentru că și în partea cealaltă o să lucrăm la fel. Acum finalizăm ochiurile până ajungem la capăt. Și acum mergem în lateralul de la primul rând,
un picioruș, apoi în partea de jos al ochiului, iarăși un picioruș, apoi în primul ochi care urmează, încă un picioruș și facem trecerea către celelalte ochiuri. Acum o să mai lucrez încă un ochi, practic. Pe video o să vedeți mai multe. Sper că nu este foarte, foarte confuz ce spun. Iar acum din nou vom tăia firul și iarăși vom merge cu câte două ochiuri, două ochiuri, până ne rămân câte două ochiuri în fiecare parte a părții din spate. Bun, am inserat acele ochiuri. Acum ochiurile care ne rămân, practic, le vom completa cu ultimul rând, cu ultimul rând scurt, care va fi al cincelea și va fi practic și rândul cu care vom separa partea față de partea spate. Și dacă ați împărțit cu 8 ochiuri la început, 8 ochiuri la final și restul la mijloc, atunci ar trebui să aveți două ochiuri rămase de o parte și de alta părții din spate. Și vom începe în același ochi, cum suntem pe dos, practic, dar se poate întâmpla să aveți și rând pe față, depinde ce mărime și câte ochiuri ați lucrat. Deci, practic, o să încep cu primul ochi al părții din spate, acest rând de separare, iar apoi trebuie să sar pentru că următoarea secțiune este mâneca și trebuie să sărim ochiurile pentru mânecă. O să lucrez 10 ochiuri de lanț ca ochiuri pentru sub braț. Apoi o să sar ochiurile pentru ochiurile mânecii și merg în primul ochi al părții față și lucrăm piciorușe duble până ajungem la cea de-a doua mânecă. Când am ajuns la cea de-a doua mânecă, iarăși lucrăm cele 10 ochiuri de lanț. Și sărim ochiurile pentru mânecă. Iar apoi vom lucra și trebuie să continuăm cu rândurile scurte. Deci aici o să aveți două ochiuri de lucrat. Unul lucrați după ce sărim ochiurile de pe mânecă și pe ultimul îl vom lucra împreună cu încă două ochiuri pe care le vom lucra pe lateralul primului ochi al părții din spate, de la ultimul rând scurt. Exact cum am procedat la rândurile scurte și până acum. Continuăm apoi până ajungem în partea cealaltă, unde vom proceda la fel. Și după ce vom finaliza și cu partea din spate, practic am separat trunchiul de mâneci și vom continua să lucrăm la partea trunchiului, atâta rânduri cât vă doriți pentru a ajunge la lungimea dorită.
Eu am lucrat în total doar pentru trunchi, deci de la partea sub brațului am lucrat 21 de rânduri, dar puteți să lucrați mai multe, mai puține, în funcție de lungimea dorită. Aici facem trecerea și la în partea cealaltă și lucrăm împreună cele trei ochiuri. Apoi finalizăm partea din spate și unim cu piciorul alunecat în primul ochi pe care l-am lucrat, pentru că am început cu primul ochi al părții din spate. Și acum întoarcem, continuăm să întoarcem după fiecare rând și vom continua să lucrăm câte rânduri ne sunt necesare până vom finaliza lungimea dorită. Practic, de aceea am spus să începem cu mai puține ochiuri la secțiunea din mijloc, la primul rând scurt, pentru că nu se va vedea bucla atât de, nu va fi atât de arcuit, da? Dar această secțiune pe care am inserat-o să creem acea răscorea la gâtului mai confortabil de purtat. Rămân acum să lucrăm rândurile pentru lungime și ne vom întâlni să lucrăm mai departe și mânecile. După ce am lucrat lungimea dorită, și asta o vom face și la mâneci, o să adăugăm un elastic și o să folosim o croșetă mai mică. Este o croșetă de 4 mm. Puteți să folosiți și croșeta de 4,5 pe care ați folosit-o la guler. Și o să lucrăm un elastic. Tot cu piciorușe scurte în bucla din spate, o să începem cu 11 ochiuri de lanț sau depinde de cât de lat doriți să fie această bandă elastic. Apoi o să lucrăm începând cu al doilea ochi piciorușe scurte în cele 10 ochiuri pe care le avem acum. Și după ce am finalizat ochiurile, o să trebuiască să conectăm aceste rânduri pentru că lucrăm perpendicular pe baza plovărului, să le conectăm cu baza plovărului, cu marginea plovărului. Și pentru a face acest lucru, vom lucra un picioruș alunecat în următorul ochi, ca să conectăm rândul curent, iar apoi ca și ochi de întoarcere o să mai lucrăm un picioruș alunecat în următorul ochi. Apoi începem și lucrăm piciorușe doar în bucla din spate. Atenție să sărim cele două piciorușe alunecate, nu lucrăm în ele. Și lucrăm piciorul scurt doar în bucla din spate, dar așa cum vă mai spuneam că marginea îmi place să o lucrez prin ambele bucle,
Deci ultimul ochi îl voi lucra, cel de la margine îl voi lucra întotdeauna prin ambele bucle. Apoi lucrăm un ochi de lanț și întoarcem. Primul ochi îl lucrez prin ambele bucle, iar apoi în bucla din spate până ajung la capăt. Iar după ce am finalizat cele două ochiuri, o să lucrăm piciorul și alunecat în următoarele două ochiuri de la marginea plofărului. Și o să continuăm să repetăm cele două rânduri până finalizăm circumferința plofărului, iar apoi o să unim cu piciorul și alunecat. În continuare vom lucra mânecile. Deja am lucrat una dintre mâneci, dar o să vă arăt imediat cum lucrăm cealaltă mânecă. În modelul original, după modelul plasă de la baza mânecii, am mai folosit câteva rânduri, am mai lucrat câteva rânduri în picioruș dublu, de această dată am lăsat doar model plasă, iar apoi am mers direct cu elastic. Mânecile nu am scăzut, am păstrat aceeași lungime, aceeași lățime, dar bineînțeles că se poate și scădea. Am întors și încep primul rând pe dos, pentru că așa ultimul rând pe care l-am lucrat în raglan a fost pe față. O să atașăm firul la sub braț. Și o să începem să lucrăm piciorușe duble, iar acolo unde ajungem pe modelul de pe umăr, de pe braț, care trebuie să coboare și pe mânecă, cu acele trei spații de un ochi de lanț, vom păstra același model. Deci acele ochiuri le vom lucra la fel ca și până acum. Cu un ochi de lanț, sărim un ochi, un picioruș dublu în următorul. În total am lucrat 26 de rânduri pentru această mânecă, dintre care ultimele 7 le-am lucrat în model plasă complet, toate ochiurile, dar în funcție de lungimea dorită puteți să vi le împărțiți, puteți să nu lucrați model plasă deloc, puteți să mergeți doar în picioruș dublu, cum vă doriți. Da, deci nu este aici când ajungem la acolo unde se îmbină trunchiul cu mâneca. Eu am lucrat două ochiuri împreună ca să nu adaug mai multe ochiuri. Pe acel rând lateral, ochi lateral care apare, puteți să lucrați chiar și două piciorușe duble dacă doriți. Asta va adăuga câteva ochiuri la mânecă. Eu am ales să lucrez acele ochiuri două împreună. Asta doar la sub braț, unde se îmbină mâneca cu trunchiul. Odată o să avem acolo unde se îmbină cu spate, partea din spate, și odată unde se îmbină cu partea din față.
Aici, când am ajuns la modelul plasă pe care îl avem pe mânecă, o să îl păstrăm și vom lucra în continuare ochiurile așa cum sunt, cu ochi de lanț și picioruș dublu, ca să păstrăm cele trei spații de un ochi de lanț. Apoi o să continuăm cu piciorușe duble și la îmbinare cu partea din față o să procedăm la fel. Acel rând, acele ochiuri le vom lucra împreună. Este practic rândul de separare care ne apare acolo ultimul ochi și le vom lucra două ochiuri împreună sau puteți lucra câte un ochi în acel rând lateral. Deci, practic, aici am lucrat odată împreună cu ultimul ochi al mânecii și cea partea de jos a ochiului am lucrat împreună cu următorul ochi al mânecii. Continuăm și finalizăm restul de ochiuri. Apoi o să întoarcem și vom continua să lucrăm până ajungem la și avem 19 rânduri, iar apoi ultimele 7 rânduri ale mânecii le vom lucra doar în model plasă. O să continuăm să întoarcem, deci lucrăm la fel și pe față și pe dos pentru a păstra acel aspect, același aspect al ochiurilor. Și continuăm să repetăm până vom avea 19 rânduri în total, iar apoi încă 7 le vom lucra în model plasă complet. Bun, când am finalizat cele 19 rânduri, o să lucrăm, așa cum vă spuneam, doar în model plasă. Pentru acest model plasă avem un necesar de ochiuri impar, chiar dacă nu este un număr de ochi impar, ce trebuie să știți este că să vă numărați un pic jumătatea de la care începeți să lucrați, pentru că acolo când ajungeți pe modelul de pe mânecă care este deja în plasă, trebuie să pice corespunzător, da? Și atunci să știți dacă trebuie să începeți cu un ochi cu două ochiuri, de exemplu, puteți să începeți din start cu două ochiuri de lanț. Cu două piciorușe duble unul lângă altul la început de rând. Dacă nu vă pică unul corect, dacă vă pică corect, atunci mergeți mai departe și începeți doar cu un picioruș dublu la început. Haideți să vedem că nu mai rețin exact cum ce număr de ochiuri am avut la prima mânecă pe care am lucrat-o. Dar continuăm să lucrăm cu un picioruș dublu, un ochi de lanț și sărim un picioruș. Și da. Deci nu picăm pentru că mai avem 3 ochiuri și n-ar fi trebuit doar 2. Și atunci o să începem cu încă un picioruș dublu în următorul ochi, după primul, și începem modelul plasă apoi.
Da, deci am mai lucrat încă un picioruș dublu, ca apoi să împice pe modelul de pe mânecă pe care îl avem deja, să avem practic doar două ochiuri înainte de acel model. Și vă spuneam că o să lucrăm în acest model plasă încă 7 rânduri, iar apoi o să lucrăm banda elastică pe care am lucrat-o și la... banda elastică pe care am lucrat-o și la baza plovărului, o să lucrăm și la mâneci, exact cum am procedat și la baza plovărului, și după ce terminăm și cu manșetele, practic plovărul, bluza este gata. Sper că ați rezistat până acum. Dacă nu, în descrierea acestui video să știți că o să găsiți și pe împărțit pe capitole, astfel încât să vă duceți fix la secțiunea de care aveți nevoie sau unde credeți că ați avea dificultăți în a înțelege despre ce este vorba. După ce am lucrat cele 7 rânduri doar în model plasă, o să lucrăm manșeta în același model elastic, folosind aceeași croșetă de 4 mm, la fel cum am procedat și la bază. Practic o să lucrăm exact la fel, doar că de această dată o să avem mai puține ochiuri și rânduri de lucrat. O să începem la fel cu 11 ochiuri de lanț, o să lucrăm piciorușe scurte până o să ajungem la capăt și la capăt vom conecta cu ochiurile de la baza mânecii cu acele piciorușe scurte. Și o să continuăm să lucrăm și manșeta în aceeași manieră, la fel cum am procedat și la baza plovărului, iar apoi capetele le vom uni cu piciorușe alunecate. După ce am finalizat, vă spuneam, capetele o să le unesc cu piciorușe alunecate și mă asigur că introducem croșeta prin ambele părți. Bineînțeles că puteți să și coaseți dacă vi se pare mai ușor. Și după ce am finalizat și acest punct al manșetei, practic nu ne rămâne decât să ascundem capetele de fire și în funcție de cum doriți, puteți să-l blocați, depinde de ce fir ați folosit, să-l spălați și să-l purtați cu mare, mare drag sau să-l dăruiți cuiva drag. Eu sper din tot sufletul că v-a plăcut și acest tutorial și o să vă aștept și cu alte tutoriale aici pe canal. O să găsiți în descriere și linkul către instrucțiunile scrise, dar din păcate acestea sunt în limba engleză, dar sper să fie de ajutor totuși. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de mine până acum și sper că vă place acest model de bluză. A fost un prototip și pentru mine, o construcție nouă pe care am folosit-o și la plovărul Sela, dar de această dată a fost un pic diferit. Sper că v-a plăcut și sper că o să încercați să-l faceți și voi. Pe curând!